Bună, Johan, vă salută din nou. În acest videoclip vă arăt desfăcătorul de bere. Este gata făcut. În primul videoclip ați văzut din ce material l-am făcut. Dintr-o bucată identică cu asta. Are 8 mm. Dacă se poate vedea. În primul videoclip v-am arătat desenul, este făcut dintr-o singură bucată. Coada nu este sudată la această pisică. Bineînțeles că i-am făcut și ghiare, dacă se vede bine. Se vede, da? Este o pisică care ajută la desfacerea sticlelor de bere. Imediat o să fac și testul. Este brunată. Am mai făcut un videoclip cu brunarea materialelor. Acum nu-i făcut brunarea, nu-i făcută într-un atelier specializat, e făcută așa cum am învățat. Brunarea este înnegrirea materialului. Se formează un strat protector de 0,5-0,7 micron, nu mai știu exact, depinde de situație. Am uitat din școală, dar cam așa ceva. Eu nu brunez în fiecare zi. Asta e piesa. Se vede că a fost mâncată un pic de rugină, așa cum este și asta, dar eu am curățat-o. Bineînțeles, am curățat perfect materialul, nu l-am finisat să lucească sau chestii din astea. Și l-am brunat, bineînțeles, e prelucrat. O să fie un cadou pentru cineva. Aici pe margine am să scriu reparații Johan pe o parte și pe altă parte și pe cealaltă parte. Ea poate fi această ustensilă poate fi așezată așa, pentru că este făcută să stea pisica în coadă, cum se spune. Cum l-am făcut cu multe pile, aici am dat două găuri mari și aici am decupat un pic cu polizorul, restul cu pila încălzit și prelucrat coada. Bun, Johan o să vă facă și un test cu acest desfăcător. Sper să vă placă. Se poate face dacă aveți răbdare să piliți și să prelucrați metale din astea mai solide, puteți să faceți. Aici mă puteți găsi pentru diverse lucrări. Puteți urmări canalul meu. O să fac și un test cu acest desfăcător. O să pun în primul rând o să pun camera în suport. Deci ăsta e desfăcătorul de bere. Nu-i sudat, e făcut dintr-o singură bucată, exact dintr-o bucată din asta. În primul videoclip ați văzut în mare desenul. Deci așa se poate desface, simplu. Este grea această ustensilă. Încet, așa frumos. Ioan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip și vă dorește o zi faină. Numai bine!